Suntem în livada de pom fructiferi din satul Uinău. Aici, cum v-am mai zis, avem o livadă de măr, păr și ceva nuci. Chiar acum vedeți, avem un singur gutui, însă anul acesta a făcut o mulțime de roade. Este foarte încărcat, i-am pus pripoane pentru că nu a putut să susțină. Însă subiectul principal care vreau să-l dezbat astăzi este o boală a mărului și, bineînțeles, și al părului, care le avem noi aici în cultură. Și vedeți chiar acum, imediat, este vorba de monilinie. După cum vedeți, acest fruct, așa arată boala. Bineînțeles, ea probabil mai mult ca sigur, de fapt, a fost instalată în primăvară. Ca prim efect ar fi crenguțele care se uscă, eventual și florile care sunt avortate, însă ca rezultat final, după ce procesul s-a terminat, așa arată un fruct atacat de monilinie. Fructul, dacă îl desprind, ia se vede și ăsta. Uitați cum arată. Are aceste pete albicioase, este deja putred, deci bineînțeles nu este comestibil. Eu probabil că am evitat să fac tratamentele și din lipsă de timp și acest lucru a dus la acest fenomen. Au fost și precipitații, a fost perioada de secetă și toate acestea au contribuit la formarea monilinii. Acum, ca și tratament, este important să folosim atât preventiv, acum deja bineînțeles este târziu, noi acum recoltăm merele, este o zi călduroasă de toamnă, ne aflăm la mijlocul lunii octombrie, însă ca tratament pentru această boală este important să aplicăm un fungicid de tipul Merpan, Captan, pentru a încerca să prevenim pe cât de mult posibil această boală foarte contagioasă. Și acum aici avem deja o mică parte din recoltă. Chiar acum ne-am apucat să culegem. Noi o să eliminăm toate fructele care sunt afectate, însă care sunt foarte bune, le punem în lăzi, le folosim pentru suc, pentru consum și le lăsăm să se păstreze pe iarnă. Aceasta este livada. Cu acest scop v-am arătat și cum recoltăm, ce încărcătură avem pe fiecare pom. Însă am vrut neapărat să vă arăt și boala numită monilinia, eventual și cum se poate trata. Fructele care sunt afectate sunt, arată cam așa, se vede și codița aici. Dacă scutur crenguța, o să cadă jos. Deci sunt mai multe. Aici avem și aici. Și aici. Uitați-le. O să le eliminăm. Să nu rămână niciuna în pom, pentru că este focat de infecție și pentru restul fructelor. Aceasta este livada. Noi o să continuăm să recoltăm. Eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă doresc să aveți parte în continuare de zile frumoase de toamnă și de recolte bogate.